Bună, drăguților! Bună, suflete frumoase! Vin astăzi către voi cu o etalare în trei variante de răspuns. Vom face etalarea tu și persoana specială din mintea și sufletul tău și încercăm să aflăm împreună cât mai multe detalii reușim să descoperim, să explorăm despre tine și persoana dragă. Bun, dar acea persoană specială, acea persoană care o ai tu în minte tot timpul. Nu mă refer aici la relațiile acelea urâte în care v-ați certat, v-ați separat, vă urâți reciproc și tot așa. Nu, persoana dragă, cea care ți este dragă ție, care ți este acolo de suflet. Bun, avem numărul 1, numărul 2 și numărul 3. Nu am pus absolut nimic, obiecte, mă refer, sau chestii de genul ăsta, ci pur și simplu vreau să vă folosiți de intuiția voastră, de... Nu știu, alegeți după pachetul de cărți și vedem ce o să iasă. Sau puteți să vă uitați la toate trei, dar gândindu-vă la persoane diferite. Na. Și haideți să-i dăm drumul. Țineți totuși cont și de faptul că aceste etalări sunt etalări colective, așa cum repet mereu. Poate că v-am plictisit cu replica asta, dar o fac pentru cei noi, cei care sunt mai noi și... Nu prea știu cum stă treaba. Bun. Deci sunt etalări colective, nu sunt etalări personale. Luați de aici doar mesajele care se potrivesc cu situația voastră. Discerneți și tot așa. Bun. Numărul 1, numărul 2 și numărul 3. Haideți să vedem împreună ce putem afla despre voi și persoana dragă sufletului vostru. Și am aici câteva pachete de oracol pe care intenționez să le folosesc. Poate nu toate, dar o parte din ele. Hai să vedem ce fel de conexiune este între tine și această persoană sau cum vede această persoană conexiunea dintre voi doi. Vrea să reaprindă. Opa, persoana asta vrea un început, vrea un nou început. Vrea să reaprindă flacăra dintre voi doi. Să reaprindă acele momente de magie, da. Știe sau consideră că lucrurile se pot reaprinde între voi doi, oricând, în orice moment. Sau așa simte că în momentul în care vă întâlniți, în momentul în care sunteți împreună, lucrurile întotdeauna o iau așa, parcă simte un spark, simte o fluturașie aceea, tot îi resimte. E o reîndrăgostire aici. Ok, parcă în continuu se îndrăgostește de voi, de câte ori vă întâlniți, nu poate să spună nu sau ceva de genul ăsta. Mai poate fi și energia voastră, să fie acea persoană în fața căreia tu să nu poți spune nu niciodată. Vreau și de aici o carte, dar se întorc multe. O carte. Da. Ce ar trebui voi să vindecați? Asta este așa ca o, din oracolul ăsta întotdeauna extrag mesajele care ar trebui, ce ar trebui să se vindece, da? Ce ar trebui să... Probabil că în unele relații sau pentru unii dintre voi, vedeți voi, asta este cartea celui care se vinde ușor, care se vinde ieftin sau care se lasă prea ușor, cum s-ar spune. Probabil că ar trebui un pic să fiți mai impunători în fața acestei persoane sau să puneți un pic de rezistență, da? În cazul în care știți că întotdeauna voi sunteți cei care cedați sau ce mai poate fi, probabil că această persoană se simte vulnerabilă în fața voastră. Hai să vă și de aici un mesaj, ce mesaj de dragoste ar vrea să vă transmită sau ce are în minte. Ia să vedem. Dragostea îndură. Măi. Reciprocitate în iubire. Ar vrea ca voi să... Numărul 34. Să fiți receptivi la dragostea și la ceea ce îi oferă. Și să apreciați. Să apreciați fiecare moment pe care îl petreceți împreună. Și ce e interesant că avem numărul 43 și numărul 34. Deci cumva vă oglindiți. E o suferință totuși aici, pentru că mai devreme am văzut
una dintre cărți, da, s-a întors. E o suferință, ceva din trecut, ceva ce nu e vindecat, ceva ce... ce nu e, nu e încă, nu s-a trecut peste, ia uite, ai răbdare, ai răbdare. Dragostea înseamnă înduranță, înseamnă a îndura, aștepta. Nu-ți pierde credința în această situație, să nu-ți pierzi credința. Ok, deci ceva între voi clar că se poate reaprinde în orice moment. Bun, și hai să vedem în ce stadiu este relația voastră în acest moment, în ce stadiu. Și de aici am doar arcane majore care vin pentru a-mi arăta mie în ce stadiu este legătura dintre voi doi, o ruptură. O transformare care nu s-a produs, ceva ce nu s-a schimbat, iar asta a adus de la sine o ruptură. Deci probabil că aici vorbim despre o relație care în acest moment s-a destrămat. Da, e o transformare negativă, lucrurile au luat o întorsătură negativă și avem turnul care arată clar o ruptură, că ceva s-a dărâmat, ceva s-a frânt. Poate că inima cuiva, poate că relația în sine. Deci clar că aici este vorba despre o legătură, ori sunteți la distanță unul de celălalt, ori pur și simplu s-a produs o ruptură între voi doi, dar ideea este că persoana asta încă energetic este legată de voi. Și acum hai să vedem cu tarotul. Punem câte o carte pentru gânduri, pentru sentimente, pentru trecut, pentru viitor, pentru dorințele pe care le are în legătură cu relația voastră, ce ar vrea ca voi să faceți sau ce ar vrea de la voi. Și vedem ce nu știți voi, da? Ce nu știți, ce ascunde sau ce nu știți. Mi-am făcut așa în gând o schiță și să vedem la capătul cărților, văd că ceva se mișcă rapid, e o acțiune aici care o să se petreacă rapid. Este un soi de apărare, de cineva se apără sau cineva se luptă cu sentimentele, se luptă, se împotrivește unei împăcări din câte văd. Parcă unul dintre voi vrea să vă împăcați, iar celălalt se împotrivește. E o împotrivire aici, clar. Și hai să vedem ce gândește despre voi în acest moment diavolul. Se gândește că este o relație toxică, se gândește că este o relație karmică, se gândește obsesiv la voi cu diavolul, se gândește la voi ca la o... ca și cum e prins sau prinsă în mrejele voastre, că nu se poate detașa, că nu poate scăpa de acest gând cu diavolul, dar în alte cazuri este posibil să gândească și într-un mod foarte negativ. Hai să vedem ce simte pentru voi și avem cinciul de monede. Este o lipsă a sentimentelor în acest moment, din păcate. Este un abandon, o stare de abandon, de părăsire, de nu mai e nimic acolo, nu mai am ce să fac acolo, nu mai este pentru mine. Cam așa, dacă nu, știți că nu se potrivește, dacă până acum, din tot ce am spus, credeți că nu se potrivește, alegeți-vă alt număr. Eu citesc cărțile așa cum le văd. Asta e dacă nu este, probabil că intuiția voastră n-a lucrat așa cum a trebuit, dacă nu este pentru voi. Dar asta văd. Deci în minte are diavolul, da, se gândește că e o toxicitate, că nu-i bine, că de aceea mi-a apărut și turnul, o transformare eșuată, da, parcă ceva nu s-a schimbat, nenumărate încercări în a schimba această legătură, în a schimba ceva în relația asta, lucrurile nu s-au întâmplat așa cum ar fi trebuit să se întâmple, transformarea n-a avut loc, ceea ce a dus la un tur. Tot rău spre bine, cam așa gândește în acest moment, dar totuși nu se poate detașa mental de voi. Se simte... cu cinciul de monede nu e o carte bună, da, clar. Este o carte a abandonului, este o carte în care tu nu prea mai vrei mare lucru. E un refuz aici, vedeți? Dacă vă uitați în cartea asta, energia masculină e plouată așa, parcă pierdută, parcă nici nu vrea să audă. Energia feminină își mai încearcă încă norocul.
încă vrea să întindă o mână de, nu neapărat de ajutor, ci pur și simplu o mână a prieteniei, da? Hai să mai facem ceva. Încă mai vine cu acel ceva. Dar energia masculină refuză, efectiv refuză. Hai să vedem în trecut. În trecut, șasele de monede, a mai avut o șansă. Parcă relația asta voastră a mai trecut printr-o șansă. Parcă s-a mai dat o șansă aici. Da, șase de monede, da, s-a mai dat o șansă, efectiv. Și s-a pierdut și șansa aia. A mai avut o încercare. Nu e prima dată când treceți prin așa ceva. Viitorul, steaua, speranță, vindecare între voi doi. Acum, pentru unii dintre voi, s-ar putea ca relația asta să ajungă într-un moment cheie, moment în care să vă împăcați, așa cum văd aici, unde totul se poate reaprinde în orice moment, sau pur și simplu să vă vindecați de toate aceste legături karmice. E o legătură karmică aici între voi, din câte văd. Hai să văd dorințe, ce vrea de la relația voastră sau da, ce dorințe are în legătură cu voi. Regina de bâte, din punct de vedere fizic, dacă sunteți o doamnă, să știți că acolo le e capul, da? Sunt foarte atrași de pasiunea pe care voi o emanați. Sunt foarte atrași de independența voastră, de frumusețea voastră, de acel, aveți acel ceva, da? Aveți acel vino încoace. Dacă sunteți o doamnă, probabil că ce dorințe au să fiți mai atractive, să vă îngrijiți un pic mai mult, să fiți mai pasionale. Vedeți aici, regina de bâte e plină de foc, deci e o lavă așa care curge prin mâinile ei. Ce își doresc ei de la voi, că aici am pus dorințele, da? Ce dorințe au ei de la legătura asta voastră? Pasiunea aia, deci îi zăpăcește. Dacă vreți, ca mai ar fi cheia aici, că așa o luăm, ca pe o cheie, ca pe o da dorință, ce și-ar dori ei. Cam asta și-ar dori, ca voi să arătați într-un fel anume, da? Să le stârniți interesul, să-i reaprindeți, să le dați acea flacără, da? Să o aprindeți. Prin felul în care arătați, printr-o schimbare de look, prin atitudinea voastră, să fiți mai pisicoase, să fiți mai doritoare, aș putea să spun. Da? Uitați-vă câtă pasiune, da? Câtă pasiune dorește omul ăsta de la voi. Dacă sunteți un domn, probabil că acea doamnă la care voi vă gândiți și-ar dori să fie mai dorită de voi. Clar, da? Să fie văzută într-un anumit fel de către voi. Și hai să vedem ce anume vrea cu adevărat sau ce intenționează în legătură cu voi, ce intenționează, ia uite, împărăteasa pe voi. Deci vedeți cumva este pur și simplu obsedat. Omul ăsta văd o obsesie aici. Cu diavolul și cu... are o obsesie pentru voi, clar. Nu își poate lua mintea de la voi. Încearcă, da, pentru că sentimentele văd că le are într-un 5 de monede, deci încearcă cumva să treacă peste toată, să-și vindece sufletul ăsta, să nu mai simt așa, să nu se mai simtă abandonat, abandonată, să nu se mai simtă, cam asta simte în acest moment, că a fost abandonat sau că a fost abandonată sau că a pierdut. Și ce vrea? Ce vrea? Știe că nu se poate desprinde de energia voastră. Ce intenționează? Să vă recucerească aici cu împărăteasa. Dacă sunteți o doamnă, pur și simplu sunteți conectați din punct de vedere energetic atât de grav încât nu există ceva mai frumos. Adică sunteți femeia vieții lui sau și tot așa. Împărăteasa are mult, mult potențial, vedeți? Sunteți acea persoană specială, aveți steaua asta aici. Ia uitați-vă și în viitor, este aceea stea, da? Cumva să vă recucerească, să reaprindă, de aceea a apărut aici cu a reaprinde, da? Să reaprindă flacăra, să reaprindă acel ceva între voi doi, cam asta e ideea și dorința acestui om. Și acum, ultima carte, hai să vedem ce ascunde de voi sau ce nu știți voi despre această persoană, temperanța.
că persoana asta poate echilibra foarte bine lucrurile sau că ușor, ușor se vindecă temperanța și cu steaua, cam merg mână-mână. Ce ascunde? Nu ascunde nimic special, adică nu e ceva de rău, nu ascunde o chestie rea, ci din contră, cumva, probabil că în adâncul sufletului, cu temperanța aici, pare că e destul de calmă persoana asta în legătură cu toată situația asta, deși pare atât de dramatic totul la început, nu pare să fie chiar atât de afectat sau afectată în interior, în interiorul sufletului. Știți cum e persoana asta? Parcă arată mai mult decât simte, da? Parcă arată mai mult, parcă îi place așa să dramatizeze. E un dramatic aici, o dramatică, o persoană așa care își dorește foarte mult să dramatizeze lucrurile. Hai să vedem, să le clarificăm puțin, nu mult, pentru că nu vreau să întind citirea asta până, nu știu, prea mult, așa că încercăm. Hai să vedem cu diavolul aici. Ce vede? E toxicitate sau e obsesie? Ce are aici în minte pentru voi? Magicianul și diavolul, măi, încearcă să vă manipuleze. Persoana asta încearcă cumva să vă manipuleze, încearcă să se folosească de magia pe care o are asupra voastră, pentru e obsesie aici cu magicianul și știe că are putere asupra voastră. Știe că oricând poate reaprinde, uite așa, lucrurile între voi doi. Cam asta. Deci ce am văzut la început, cum că voi, ori ei, da, dar cred că voi aici cedați prea ușor. Ei au impresia că vă au așa, că pot face așa ce vor cu voi, da? Să obsedați de voi cumva. Și regele de bâte, regele și regina de bâte, da? Consideră că, mai ales din punctul ăsta de vedere atractiv, sunteți la fel de atrăgători, de atractiv. Este un magnetism aici între voi. Vedeți voi, magicianul, regele și regina de bâte. Este o compatibilitate foarte bună între voi doi. Asta consideră. Sau persoana asta e foarte încrezătoare, regele ăsta de bâte, poate fi într-o zodie de foc, poate că sunteți din aceeași zodie, unii dintre voi, marcaje puternice pe foc, posibil. Asta consideră că sunteți persoana potrivită, nu se potrivește cu nimeni așa cum se potrivește cu voi. Vă băgați exact acolo în tiparul lor și vă consideră persoana cea mai specială, da? Cea mai specială din viața lor, cu împărăteasa aici, clar. Bun, și de ce se simt atât de abandonați în prezent? De ce? Șaptele de bâte. Oh, se simt descoperiți aici, parcă nu au argumente, nu se pot apăra, nu se mai pot proteja în fața voastră, rămân descoperiți cumva, vulnerabili, cu șaptele ăsta de bâte întors. Sunt vulnerabil cumva în fața voastră și regele de spade, deși nu ar vrea, deși ascund acest lucru cu regele de spade, e clar că regele de spade, cum se spune, arată așa un oarecare oarecare detașare, da? Ca și cum nu-mi pasă, nu-mi pasă, știi? Stă așa la distanță, păstrează distanța. Nu se pot apăra în fața voastră. Dar cumva, în interiorul lor, în sufletul lor, ei au obsesie pentru voi, nu-și pot lua gândul de la voi, nici nu concep să vă piardă, de aceea mi-apare că reaprindere, tot ce e posibil să revină. Hai să vedem temperanța aici, ce ascund ei totuși, ce altceva mai au acolo, ce ar trebui voi să știți, nebunul. Ia uite, temperanța și nebunul, doar ca nemajore. Riscă. Oamenii ăștia riscă, sunt dispuși, deși par foarte calmi, da? Cumva încearcă să arate așa în aparență că totul e bine și frumos, dar oricând sunt dispuși să o ia de la capăt cu voi. Cumva îi incită lupta asta voastră, cum să zic așa, de vă certați, vă împăcați, împăcarea asta e dulce aici cu, uite, cu steaua și cu... Da, hai să văd totuși în viitor ce ar mai putea apărea. Planuri, la distanță, dor, vă e dor unul de celălalt, nu rezistați. Și justiția, da, se echilibrează lucrurile aici între voi. Steaua și justiția, se face dreptate. E un contract
Și renunțați aici. Văd că renunțați la niște vorbe, renunțați la niște compromisuri, renunțați la a vă mai certa, cel puțin pentru o perioadă. Ia să vedem. Și luna la confuzii, la nelămuriri și tot așa. Steaua și luna, o conexiune așa între voi doi, parcă e un joc așa al nopților pierdute, cam așa ceva. Parcă nu puteți adormi unul fără să vă gândiți la celălalt și invers. Și aici avem patru de bâte, clar, o întâlnire acasă, o întâlnire într-o casă, o revedere, o revenire, o fericire. Da. Cum să spun? Cam așa pare, că potențial de împăcare maxim. Hai să văd din oracolul ăsta ce ar mai putea apărea pentru voi. Hops, încredere. O chestiune de încredere. Această situație necesită încredere. Măi, eu cam văd împăcare aici între voi în cazul în care sunteți despărțiți acum în prezent. Cam asta văd. Văd că ceva se vindecă, văd că până la urmă ajungeți să renunțați la ceea ce nu vă convine, văd că distanța dintre voi dispare după o perioadă de așteptare, se echilibrează lucrurile, fricile astea cumva trebuie să găsiți niște probleme aici care trebuie să rezolvate, nu puteți sta unul fără celălalt, clar, și momente de bucurie petrecute împreună. Bun, drăguților, cam atât am avut pentru numărul 1, sper că v-a plăcut. Na, ce să zic, e cu năbădăi aici la voi, e cu năbădăi rău de tot. Nebunie, v-am pupăcit, numai bine, ceau, ceau. Bun, drăguților, am revenit cu cea de-a doua variantă, cei care ați ales acest pachet de cărți. Și haideți să vedem care este relația dintre voi doi sau cum vede această persoană. Cum vede legătura dintre voi doi, așa, la nivel sufletesc. Se uită foarte adânc, da, foarte analizează fiecare detaliu al relației voastre. Vrea să descopere scopul acestei legături, acestei relații, de ce sunteți voi împreună, de ce ați fost împreună, de ce și de ce și cum. Foarte interesant. Este într-un moment în care se gândește, în care analizează dacă este într-adevăr o dragoste adevărată sau nu. Văd aici dragoste adevărată. Ok. Hai să vedem ce ar trebui să reparați sau ce vede negativ la toată legătura asta voastră. Ia să văd. Frumusețe, că sunteți frumoase, că sunteți afară din cale de frumoase, prea frumoase. Cred că aveți de-a face aici și cu o persoană geloasă, posibil. De ce ar vedea frumusețea voastră ca pe ceva negativ? De ce? Pentru că e gelos sau e geloasă această persoană, da? Are impresia că dacă, vedeți aici, avem și un șarpe, deci este cumva, sunteți o tentație. Cam asta e, că sunteți o tentație prea mare, că nu își poate lua gândul de la voi. V-am zis, aceste etalări care le fac astăzi sunt pentru persoanele care, conexiunile acelea speciale, deci nu conexiunile în care aveți sentimente din alea nasoale pentru celălalt. Frumusețea voastră îi se pare un impediment, că sunteți prea atractive, prea frumoase, hipnotizant de frumoase sau frumoși. Tentații, îi tentați afară din cale și se gândesc probabil că așa cum îi tentați pe ei, îi puteți tenta și pe alții. Hai să vedem un mesaj. Deci probabil că aveți de-a face cu o persoană geloasă aici. Ia să vedem un mesaj așa din sufletul lor pentru voi. Ești o persoană fără limite, nu ai limite. Poți face orice îți dorești. O rebelitate, rebeliune, sau cum se zice, nu mai știu să vorbesc. O rebelă vedem voi. În cazul în care sunteți doamne, cam asta vede. O persoană rebelă care nu poate fi controlată, care nu poate fi ținută așa sub cheie, cumva. Ar vrea să vă țină sub cheie, dacă s-ar putea. Să vă țină acolo, să numai pentru ei.
Persoane fără, cum să vă zic eu, consideră că sunteți prea mult, că puteți face orice. Prea mult, da, prea mult. Hai să vedem mai departe. Vedem voi o rebeliune, așa, o wild. În ce situație se află relația voastră acum în prezent? În ce stadiu este, de fapt? În ce stadiu este puterea, dar întoarsă invers? Da, fără curaj. Măi, persoana asta n-are, se simte inferioară, da? Se simte inferioară vouă, clar. Nu știu cu cine aveți de-a face aici, e clar că consideră că sunteți mult prea mult pentru ei, că e mult, da? Că sunteți prea mult, prea frumoase sau că sunteți prea rebele, că sunteți prea, e acel prea. De aceea se tot gândește, măi, care-i scopul? De ce m-am întâlnit eu cu femeia asta sau cu bărbatul ăsta? Na, puteți să inversați rolul, na, eu mă adresez vouă ca fiind partea feminină pentru că sunteți majoritare. Dar în cazul în care sunteți un domn, probabil că este exact invers. La asta se gândesc ei acum. Care-i scopul? De ce m-am îndrăgostit de femeia asta? De ce simt conexiunea asta atât de puternic cu femeia asta? Care-i ideea? Mă atrage frumusețea ei? O fi doar partea asta fizică și totuși simt și sufletește o conexiune aparte? Nu o să pot niciodată să mă ridic la nivelul ei, nu o să pot niciodată, probabil că așa gândesc în acest moment, de aceea stau și au luat o pauză, sunt într-un moment în care analizează și gândesc, oare o să pot vreodată să îmi controlez teama asta pe care o am, pentru că aici e o lipsă de curaj, teama pe care o am că așa cum pentru mine este o atracție, este și pentru altcineva o atracție și oricând o pot pierde, deci simt așa că, cam asta simt persoanele astea, că pic așa într-un gol, da? Hai să vedem, ia să vedem ce gândesc ei despre voi. Ia uite, iarăși, puterea întoarsă. Deci cumva, cum am luat cărțile direct, puterea întoarsă am văzut-o. Nu au curaj. Știți melodia Mădălinei Manole? Tu n-ai avut curaj? E, cam așa e omul ăsta. Nu au curaj în fața voastră, se pierd în fața voastră. Îi intimidați. Ceva din voi îi intimidează. Ce gândesc în acest moment despre voi? Ce sentimente au? Ce în trecut, ce lasă în trecut sau ce trecut ați avut voi împreună? Ia să vedem. Viitorul. Doamne. Ce și-ar dori? Nu știu ce am pus cartea asta pe față. Ce și-ar dori de la relația voastră? Ce intenționează? Da? Și ce anume ascunde acolo sau ce ar trebui voi să știți și nu știți. Bun, începem cu gândurile. Ia să vedem. 10 de cupe, măi, ce frumos. Deși sunt diferențe între voi. Vedeți, ca și între un câine și o pisică, da? Sunt diferențe și totuși cei doi pot conviețui împreună. Deci ce și-ar dori? Căldura aia. Simt că se poate, într-un fel. Da? Gândurile lor sunt acolo. Măi, aș vrea să fiu cu persoana asta, dar parcă nu îndrăznesc. Cam asta e aici. Aș vrea să-i pot oferi acea familie fericită, să locuim împreună, să facem lucruri împreună, să mergem la cumpărături împreună, să gătim împreună, să, nu știu, să ne trezim dimineața de la aceeași aromă de cafea. Dar asta e doar în mintea lor și cumva au o teamă. Nu au curaj. Bun, mai departe, hai să vedem. Sentimente, ce simt ei aici? Optul de bâte, vor să comunice, vor să se miște. Au un suflet în continuu, ar vrea să vorbească cu voi, în continuu vor să, cu optul ăsta de bâte, da? Să vă spună. E o mișcare, este, vedeți aici avem săgetătorul, deci cumva le-ați atins sufletul, le-ați atins inima, vorbele voastre, prin mișcarea voastră, felul în care voi vă mișcați, felul în care comunicați, ceva din voi, din pasiune simt pentru voi. Ce simt ei pentru voi în acest moment cu optul ăsta de bâte? Că-i mișcați, da? Că i-ați mișcat, că le-ați mișcat sufletul, că ați ajuns exact acolo unde nimeni n-a ajuns. În trecut, ia să vedem, asul de spade. În trecut se pare că au avut o victorie, o reușită, poate că v-au spus adevărul, poate că v-au scăpat fără să vrea adevărul, știți? Simt o oarecare timiditate aici în persoana asta sau
cumva cred că v-au comunicat sau au vrut să comunice și n-au reușit. Și asta mai poate fi, că până la urmă, vedeți, asusta de spade ei este invers. Da, și-au dorit să comunice și nu au reușit, și-au dorit să vă spună ceea ce simt și nu au reușit. Au fost gânduri multe în capul lor, da, un început, așa, au avut ideea aceea de, măi, hai să-i spun ce simt și totuși n-au reușit. Ce dorințe au în legătură cu voi? Asul de monede, vai, Doamne, o relație de lungă durată și-ar dori, ca și dorință, da, să puneți bazele a unei relații, da? Să începeți ceva nou împreună, să faceți ceva, să construiți ceva, dar ceva de durată, ceva care să dureze, ceva care să fie pentru totdeauna, dacă e posibil. Bun. Ce intenționează aici? Nu fac nicio mișcare, iaute, nu intenționează nimic. Deci ca și dorințe apare asul de monede, da? Unde arată potențial, unde arată acel nou început, să creați ceva împreună, să faceți ceva împreună, să vă mutați împreună, de exemplu, sau o întâlnire, sau orice, da? Orice ar putea duce către o relație de lungă durată, pentru că asul de monede este prima monedă dintr-un 10 de monede ca și destinație, 10 de monede fiind familia tradițională, familia, și vedeți, în mintea lor își imaginează fericirea alături de voi. Dorințele lor, să fiți împreună. Cum acționează sau ce intenționează? Nu intenționează nimic, nu fac nimic, nu mișcă nimic. Exact cum văd aici. Lipsă de curaj. Nu știu cum. Nu știu ce ar putea face. Parcă aveți de-a face aici cu o persoană introvertă, timidă, reținută la maxim, da? Lipsită de curaj, cu o furie interioară pentru că nu au putere, pentru că nu au curaj, pentru că nu știu cum să facă, nu știu cum să procedeze, nu știu cum să-și înfrunte fricile astea, se simt abandonați, se simt singuri, cumva așteaptă parcă ce intenționează, așteaptă, vedeți, întinde, dă-mi tu, fă tu ceva, ceva în genul ăsta. Aștept de la tine, vezi, și aici cele cinci monede strânse într-o mare monedă. Deci, eu nu am nimic, ceva în genul ăsta. Eu nu știu ce să fac, eu nu știu ce să-ți ofer, eu nu știu cum să fac, aștept de la tine. Vino tu spre mine. Cam asta e ideea aici. Viitorul, avem justiția. Foarte interesant, pentru că în justiție este cumva o sumă a acțiunilor sale. Adică, dacă persoana asta nu acționează și nu face nimic care să cumva să, nu știu, să intervină cu ceva, să facă o mișcare, să facă ceva pentru că își doresc, în sufletul lor au dorința aia să facă, să acționeze. Dar dacă nu fac nimic, nimic nu se întâmplă. Dar dacă vor face ceva, probabil că va merge către da sau ba, adică vom fi împreună sau nu vom fi împreună, cam asta e justiția, este cum îți așterni așa dormi. Și cam asta este. Dacă nici unul, nici celălalt nu acționează, automat că nimic nu se va întâmpla între voi. Dar dacă veți acționa, probabil că veți sfârși prin a... sau... Na, justiția mai reprezintă și un contract. Dar poate fi și o ruptură. Sau să echilibrați lucrurile. Totuși este o energie mai rece, cumva. Bun. Ce ascunde în suflet? Și aici avem regele de bâte. Vai, Doamne! Ce ascunde de voi. Persoana asta, să știți că în adâncul sufletului, adică dacă ați cunoaște persoana asta cu adevărat, vedeți că și aici, până la urma urmei, apare semnul săgetătorului, o persoană care este de acțiune, de mișcare. Persoana asta nu e chiar atât de timidă precum credeți voi sau cum vă arată vouă că ar fi. Da? Dacă voi considerați că omul ăsta e așa, nu acționează, se pierde în fața voastră, asta îi se întâmplă datorită vouă. Doar în fața voastră, dar persoana asta nu este așa, este un rege de bâte în mod normal, este o persoană care are atitudine, este o persoană care are cu o personalitate aparte, da? Este un om de acțiune, poate și ușor arogant, da? Deci în alte situații, dacă ați vedea persoana asta așa, printr-un ochi invizibil, știți, cumva să-l urmăriți, nu știu, cumva să nu știe, ați descoperi că de fapt este cu totul altfel decât ceea ce vă arată vouă. În fața voastră se poartă așa, dar
în sufletul său este un rege de bâte, este o persoană cu pasiune, pasională, care se aprinde repede, care încearcă tot timpul să se autodepășească și tot așa. Dar în preajma voastră, nimic. Zero. Tiu. Bun, hai să vedem mai departe. Hai să le clarificăm un pic. Să vedem dacă ni se confirmă sau nu. Hai să vedem totuși aici în sufletul lor ce ați mișcat voi în sufletelul lor. Văd că ați mișcat aici ceva. 9 de bâte. Măi, e și o teamă aici. Vedeți, 9 de bâte se și apără. Omul ăsta se apără pur și simplu. Pentru că omul ăsta a mai trecut prin ceva situații asemănătoare, cumva, ceva, ceva. E frică. E frică. E frică. Asta văd. Simte oboseală, simte așa cumva un consum de energie foarte mare în preajma voastră. Probabil că încearcă să apară într-un fel diferit de cum este. Probabil că încearcă să mențină aparențele. Încearcă să fie cât mai deosebit sau deosebită. Na, încearcă. Își pune granițe, se apără. Parcă n-ar vrea ca voi să știți. Vedeți? Pune o sperietoare. E ca și cum ar vrea să vă arate cu totul altceva. Da, decât ceea ce... Să nu intrați acolo în sufletul lor, pentru că se simt vulnerabili în momentul în care voi aflați că le-ați mișcat atât de tare sufletul. Da? Și încearcă să-și apere partea asta. Ce au vrut ei să vă spună aici în trecut și nu v-au spus? Că e sabia în jos, e ca și cum nu au comunicat. Ce au vrut să vă spună? Optul de cupe și regele de cupe. Wow! Că simt pentru voi iubire. Regele de cupe vine cu iubire și că le vine să fugă cât văd cu ochii, pentru că simt atât de multă iubire, s-au îndrăgostit ca nebunii și nu mai știu ce să facă. Deci pur și simplu v-au întors spatele, probabil, în unele situații, pentru că nu au știut cum să-și gestioneze emoțiile vis-a-vis de voi, nu au știut cum să-și gestioneze ceea ce simt vis-a-vis de voi și au fugit. V-au întors spatele, s-au ascuns sau nu au arătat. Au vrut, la un moment dat au avut intenția aceea să vă spună, dar le-a fost așa, mai bine nu, mai bine mă întorc și plec decât să spun ce simt. Bun, hai să vedem viitorul totuși între voi și această persoană. Soarele, uite ce frumos, măi, uite ce frumos. Până la urmă vor comunica, cred că într-un fel sau altul, și regele de monede. Pentru că apare iarăși asul de spade, tot în poziție, da, în jos, tot îndreptat în jos, adică cu greu, cu mare greutate vor comunica. Poate că nici nu vor comunica, vor arăta prin gesturi. Dar ideea este că apare soarele, deci apare un moment așa de wow între voi doi, da, cu soarele, de claritate, de a arăta. Poate că acționați voi, că aici nu întreb de voi, întreb de ei ce vor face. Văd că vor avea parte de o bucurie foarte mare. Și regele de monede, este ceea ce ei își doresc până la urma urmei, pentru că ei asta își doresc din câte văd. Își doresc să ofere stabilitate sau să fie acolo pentru voi. Și cam asta se întâmplă pentru unii dintre voi. Depinde cum acționați și unul și celălalt. Depinde cum acționați. Aici văd că ei nu acționează, deci automat probabil că veți acționa voi. Da, vedeți? Ei tot jonglează aici. Când să fac ceva, să nu fac, să fac, să nu fac, da? Tot se gândesc așa. Până la urmă vor lua o decizie și hai să vedem ce decizie vor lua sau ce vor face. Doiul de cupe, da, să dea curs acestei iubiri. Vedeți voi ce chestie? Pentru că doiul ăsta de monede a venit invers și m-am gândit, măi, dacă a venit invers, îl las invers până la urma urmei. Ei tot au jonglat, dar până la urma urmei se decid. În momentul când vine invers, deci automat apare o decizie. Și ce decid ei? Să acționeze, să facă ceva, să dovedească, să arate. Probabil că dacă voi mergeți către ei sau le dați un semn, imediat vor acționa și ei. Da, cumva. Bun, drăguților, hai să mai văd aici o carte peste regele ăsta de bâte, cei cu
Dar vreau alt pachet de cărți. Nu știu de ce simt nevoia să iau alt pachet de cărți. Ia să vedem. Regele de bâte. Ce ascunde omul ăsta? Ce ascunde aici în sufletel? Nebunul. Că-s nebuni, că oricând, la în orice secundă. Iarăși nebunul. Și la varianta 1 cred că mi-a ieșit tot nebunul. Că oricând ar lua-o de la capăt, oricând ar risca, că au energia aia focului în ei, că arde pasiunea aia pentru voi. Și regele de cupe, extraordinar. Regele de cupe, nebunul și regele de bâte. Da? Deci au energie de... Au iubire, au pasiune cât în cape și astea două împreună le dă impulsul ăla de nou început, de oricând sunt gata pentru tine, oricând sunt aici pentru tine. Cam asta spun ei, iubire, pasiune, da? Și dorință, foarte multă dorință de un nou început. De a face o nebunie alături de voi, probabil. Bun. Hai să văd, și de aici un mesaj. Ia să vedem ce mesaj. Un angajament serios. Deci asta își doresc din câte văd. Se pare că relația voastră va, în perioada următoare sau în viitorul apropiat, va trece la următorul nivel. Adică, ce vreau să spun, dacă sunteți prieteni, probabil că veți fi iubiți. Dacă sunteți iubiți, probabil că va avea curajul să vă ceară de soție. Sau dacă nici măcar nu vorbiți, vor avea curajul să se apropie mai mult de voi. Deci ceva se va întâmpla, clar. Ceva se va întâmpla, o mișcare, ceva se va mișca acolo. Bun, drăguților, toate bune și frumoase. Și din câte văd aici, cu regele de monede, deci posibil, în cazul în care nu sunteți împreună sau nu este soțul vostru să fie, deci este o persoană destinată aici, cumva predestinată, aveți un contract al sufletelor cu justiția și soarele, e posibil să fie un contract al sufletelor, adică să fie o relație dintr-o altă viață, aici să vă fi regăsit, da? Aveți doiul de cupe care cam acolo mă duce cu gândul, zecele de cupe, potențial foarte, foarte mare în relația voastră, foarte mare. Bun, dau o lipsă de curaj, atâta tot, nimic altceva. V-am pupat, numai bine, ceau, ceau. Bun, drăguții mei, am revenit cu cea de-a treia variantă și haideți să vedem împreună, să explorăm împreună care este conexiunea dintre voi doi, cum consideră această persoană, ce consideră că e frumos între voi, da, ceva frumos. Hai să vedem. Gândiți-vă la acea persoană specială din mintea voastră, din sufletelul vostru și vedem ce iese... Oh, asta a ieșit și la numărul 1, reaprinde, a reaprinde flacăra. Se pare că persoana asta își dorește să reaprindă flacăra dintre voi doi. Deci e clar că ați fost împreună, că ceva este pe punctul să se stingă acolo, chimia dintre voi un pic nu mai, na, flăcărica aia nu mai arde așa cum ar trebui să ardă și își dorește să reîmprospăteze, să reaprindă. Bun, hai să vedem și... ce consideră persoana asta că este negativ între voi sau ce nu-i bine, cum s-ar spune, ce nu-i bine acolo. Opa, oh, o respingere, ia uite cum s-a întors. E, unul vrea, unul nu, cam așa e aici. Unul vrea, unul nu. Aici e o respingere și deja durează de ceva timp sau nu neapărat a relației, poate că este un refuz al unuia dintre voi în legătură cu ceva ce cealaltă persoană și-ar dori. Poate că, de exemplu, cealaltă persoană dorește, dau un exemplu banal, dorește să, nu știu, să călătorească. Voi sunteți împreună și persoana cealaltă tare mult îi place să călătorească și voi tot refuzați și refuzați să mergeți sau să îi dați voie să călătorească sau să participați la anumite acțiuni ale sale. Sau este o respingere efectiv a legăturii, a relației. E o respingere aici. Și asta îi se pare că nu e treabă bună, da? Faptul că voi refuzați anumit lucru. Acum voi știți ce refuzați. Bun, hai să vedem un mesaj așa din adâncul sufletului, din adâncul inimii, din adâncul sufletelului. Ce mesaj v-ar transmite? Să ai credință.
încrede-te în această situație, ai încredere în mine și ai credință, da? Că lucrurile se vor schimba, se vor transforma, că ceva se schimbă, ceva se transformă aici. Cartea asta e plină cu fluturași. Deci cumva ceva se transformă, este pe cale să se transforme. Ai credință. Ok, cam asta v-ar transmite. Și hai să vedem în ce stadiu este legătura voastră, în ce stadiu se află. Aici am doar arcane majore. Justiția într-o poziție nu prea sănătoasă. Adică ceva nu-i corect, ceva nu-i drept. Unul dintre voi greșește cu ceva. Unul dintre voi face ceva greșit, clar. De aceea apare și respingerea asta, da. Că unul dintre voi nu face ceva corect. Nu face ceva drept, corect. Bun. Unul e pierdut așa, e pe altă cale, pe altă cărare, cum s-ar spune. Și hai să vedem acum ce gânduri are în legătură cu voi, ce sentimente, ce lasă în trecut sau ce vine din trecut, ce vă rezervă viitorul, potențialul viitor, ce dorește, ce dorințe are în legătură cu voi sau cu relația voastră și ce intenționează și ce anume ascunde. Ia să vedem. Persoana la care voi vă gândiți. Tăiem cărțile. Ce avem la capăt? Moartea, renașterea. Vedeți, să moară ceva, ceva să se transforme, ca să dea loc acestei transformări. Ceva trebuie să se reaprindă, exact cum am văzut și aici, vedeți, mie cel mai mult, de obicei nu-mi place, Arcana 13 e cartea care mie nu-mi place, chiar dacă vorbim despre transformare, nu vorbim despre moarte fizică, vorbim despre a lăsa ceva în urmă, ce nu-ți mai este folositor și să transformi, da? Pentru că totul se transformă până la urma urmei. Orice în lumea asta se transformă. Ok. Și asta e singura carte care din toate pachetele pe care le am, care mie îmi place foarte mult, pentru că aici este un înger, practic, care se aprinde, da? Se aprinde în fața cuiva. Sau este dispus să se transforme, să se schimbe pentru cineva. Foarte interesant. Deci este necesară această transformare. Cineva e dispus aici să se pună papucii voștri, să vă mai dea o șansă sau invers. Voi, poate că așteaptă persoana asta să mai primească o șansă, da? După momente de pauză, după momente în care tot așteptat. Văd aici Marea Preoteasă care vine cu secrete, cu intuiție foarte bună, cu... Ia uite și nebunul, da, un nou început. Persoana asta vrea un nou început, mai puțin. Vrea un nou început, da, să restartați. Hai să mai încercăm o dată, cam asta simt eu aici. Este exact asta, hai să mai încercăm o dată. Bun, ce gândește despre voi? Regele de spade, ops, regele de spade. Regele de spade e o energie inteligentă. Așa văd eu regele de spade, foarte bun în comunicare, comunică foarte bine, o persoană inteligentă care știe ce vrea, dar rece, e o detașare aici. Sau persoana asta nu se lasă până când nu și atinge obiectivul. Regele de spade, vedeți voi, de obicei, este bun atunci când colaborezi cu această persoană, da? Când ești de acord cu ceea ce vrea el sau ea, când ești de acord cu ceea ce face el sau ea, dar în momentul în care te împotrivești, pentru că aici clar e o persoană care nu-i corectă sau această persoană consideră că ceva nu-i corect, faptul că a avut parte de această respingere, și atunci își vede interesul, să știți, își vede interesul. Vedem, o să-l clarificăm, să vedem ce mai apare pe lângă el, pentru că regele ăsta de spade nu e chiar cea mai potrivită energie atunci când vorbim despre iubire, despre dragoste. Hai să vedem ce simte persoana asta. Poate că persoana asta așa crede că voi vă vedeți interesul, că voi, pentru că este ceea ce gândește despre voi, că sunteți un rege de spade.
Poate este energia unui domn, dar în cazul în care sunteți un domn, să știți că așa gândește despre voi, că sunteți un rege de spade, adică o persoană care își vede interesul, o persoană care nu știe să-și exprime sentimentele, o persoană care este destul de detașat în a-și exprima ceea ce simte și așa, ții la distanță, știi, păstrezi. Ce simte? Cavalerul de spade. Măi, cavalerul de spade e iute. Furie, cumva aș putea să spun, iuțeală, vrea să miște ceva, vrea să acționeze, dar vedeți, cumva gândurile îi invadează și sufletul. Ce simte? Păi ce să simtă? Simte că ar cam zice vreo două. Nu văd, în cavalerul de spade nu sentimente, ci e mișcare, este... Își urmează gândurile, își urmează mintea, ceea ce minte. E o persoană logică aici, aveți de-a face cu o persoană rațională, logică, nu aveți de-a face cu o persoană care visează, care... ci totul este conform anumitor tipare pentru această persoană, totul este așa la nivel mental, da? Rațional, nu ca ai vers pe pereți, da? Persoana asta, ce e mână nu-i minciună, cam așa e pentru omul ăsta. Ce simte? Simte un soi de impulsivitate în acest moment. Vrea să comunice, vrea să spună ceva, vedeți aici sabia este în sus, e pregătit în orice moment să acționeze. Da? Își pregătește parcă sufletul să acționeze. În cazul în care trebuie să se lupte sau în cazul în care inima îi spune ceva și mintea îi spune altceva, nu există așa ceva pentru persoana asta. Deci sufletul nu are nicio treabă pentru omul ăsta. Totul este la nivel mental, clar. Cu regele de spade și cavalerul de spade, totul se petrece la nivel mental. Bun. Hai să vedem trecutul. Zecele de monede. Trecutul vine dintr-o familie tradițională. Probabil că împreună ați avut această familie tradițională, la un moment dat ați clădit ceva împreună cu acest om, ați fost împreună, ați urcat, vedeți, pe scara asta, ușor, ușor, da? Ați reușit să faceți ceva, v-ați găsit un soi de confort în această legătură, în această relație, dar nu văd emoție, nu văd cupele încă, da? Ci văd respingere, văd o nedreptate, văd justiționare aici, o persoană din asta așa foarte... Așa, cu pumnul masă, da? Nici nu vrea să audă. Viitorul, banc, doi de spade. Spade, spade, spade. Și justiția tot cu spadă vine. Da. Ce încearcă să reaprindă aici, nu știu, că nu s-a stins nimic, adică nu prea are ce să reaprindă. În fine, asta e așa o paranteză. Duiul de spade vine cu un blocaj. Vedeți, încearcă cumva să-și alunge gândurile astea negative. Încearcă cumva să-și... În duiul de spade, în mod normal, îți protejezi inima, sufletul. Ți-o protejezi cu cele două spade pe care le pui așa în X. Ei, aici, în cartea asta, nu își protejează nimic, ci pur și simplu își alungă gândurile astea negative care nu-i dau pace. În legătură cu voi, probabil. Încearcă să-și le alunge. Da? Încearcă să simtă ceva. Vedeți, apa aici, oceanul, dar este întunecată, este așa doar un pic. E ceva, dar nu-i bine. Nu știu cum să spun. Ceea ce simte nu-i bine. Și în viitor, cu doiul ăsta de spade, sunt blocaje, parcă blocaje la nivel sufletesc. Deși ar încerca să-și descopere sufletul, să se arate vulnerabilă persoana asta în fața voastră, totuși, până la urma urmei, doiul de spade este un blocaj, da? Se blochează, se oprește, nu știe cum. Nu știu cu cine aveți de-a face, dar nu prea e bine. Bun. Ce dorește de la voi? Asul de spade, măi, m-ați nebunit, deci numai spade aici. Asul de spade, să fiți și voi la fel de rațional, probabil, ca și ei, să trăiți în adevăr, să spuneți adevărul, în unele cazuri, da? Ce dorește de la voi sau de la relație? Să aibă o victorie, un succes, nu concepe altceva. Să se facă dreptate, poate fi. Da, să se facă dreptate. Câte spade aici. Bun. Ce intenționează? Nouăle de monede. Deci monede și spade. Totul se rezumă la logică, rațiune, bani.
stabilitate, bani. Ce avem, ce am făcut, ce am clădit, nu ce am simțit, nu ce am trăit ca și emoție, nu există așa ceva. Nu. Ce am făcut împreună, cam acolo e treaba aici la voi. Da? Ce am clădit, da? Unde ți-a fost capul, totul e la nivel mental. Și să vedem aici ce ascunde. Steaua, speranță. Poate aveți de-a face cu un vărsător, ai steaua, regele de spade sau cu o balanță, mai poate fi cu zodiile astea de aer, dar nu neapărat. Wow, ce cărți, măi, nu vine să cred. Steaua, ce ține în suflet? Ascunde speranța, ascunde cunoașterea, da? Pentru că până la urma urmei, în Cartea Stelei este o distanțare, este o cunoaștere, dar și speranța că se va vindeca această relație, că se va reaprinde flacăra dintre voi. Care flacără? Nu știu, că aici nu văd nicio flacără. Deci pur și simplu văd totul la nivel mental. Nu văd pasiune, nu văd bâte, nu văd cupe, ci totul e așa. Da? Ceva se încearcă aici. Se încearcă, poate mai târziu. Poate mai târziu, dar greu. Greu. Nu știu dacă o să reușească persoana asta să schimbe ceva. Bun, hai să vedem, să le clarificăm. Ok, regele de spade. Ia să vedem. De ce regele de spade în mintea acestui om, la gânduri, la nivel de gânduri, de gândire, cum gândește? Și ce avem aici? Vrea să repare ceva, ia uite, o inimă rănită aici, vrea odihnă, vrea liniște. E în așteptare, cu doiul de bâte e în așteptare, așteaptă să se vindece, așteaptă să se repare, să-și vindece sufletul. Are niște traume omul ăsta, să știți, are niște traume legate de ce? De o suferință, pentru că 4 de spade vine după 3 de spade, omul ăsta a suferit, în 3 de spade este suferință. E suferință atunci când tu nu-ți poți permite să iubești, când tu ai pierdut o dragoste, ai pierdut ceva sufletesc. De aceea omul ăsta e atât de închis în el și atât de rece, încât parcă nu mai simte, nu mai poate iubi și așteaptă. E într-o așteptare. Ce așteaptă? Să-și vindece sufletul. Asta așteaptă. Vrea să-și vindece inima, vrea să-și vindece partea asta emoțională pe care nu poate să o simtă. Hai să vedem... Cavalerul de spade, vedeți, și în suflet cumva nici nu concepe. Ia uite, regele de bâte. Rege de bâte, rege de spade. În suflet, ce simte? Simte pasiune, simte că ceva se aprinde în sufletul acestui om pentru voi. Din când în când simte curaj în preajma voastră. Da, simte curaj, simte putere, voi dați putere. Se simte împlinit, dar cam atât. În viitor, Hierofantul întors. O lipsă a credinței, poate că aveți de-a face cu un ateu, cu o persoană care nu crede, care nu-l interesează, deci nu știu, omul ăsta a trecut, persoana asta a trecut prin ceva destul de urât, pot să spun, poate, sau persoana asta nu mai crede în relațiile de lungă durată, nu mai crede în căsnicie, nu mai crede... Vedeți că din trecut totuși apare un 10 de monede. Eu nu știu ce s-a întâmplat acolo în 10 ăla de monede. Poate că e ceva din familie. Posibil. 10 de monede arată familia tradițională și persoana asta n-a văzut iubire nici măcar în familia tradițională, în familia sa. N-a văzut iubire niciunde. Nu a simțit iubire. Și vedeți, și în viitor este blocată, o căsătorie blocată, o relație de lungă durată blocată, își alungă gândurile astea. Marele preot vine întors. Deci o persoană care nu crede nici măcar în Dumnezeu, nu crede în sine, nu crede nimic, are nevoie de vindecare, are nevoie de a vindeca ceva, clar. Ceva n-a fost corect pentru omul ăsta. Iarăși, 10 de monede. Și... Doiul de monede. Oscilează aici, între ce și ce? Între două lucruri care sunt foarte similare, e foarte interesant aici, pentru că oscilează în a avea o familie tradițională în care nu mai crede sau în care nu crede. Adică nu îl împlinește, nu îl satisface, nu îi aduce niciun fel de bucurie. Sau persoana asta vrea o familie tradițională, ar vrea pe cineva lângă,
Da, ar vrea, uite, cățel, purcel, așa, dar în același timp nu vrea căsătorie, nu vrea să se lege, cum să vă spun eu vouă? De obicei, zecele de monede. Este o familie tradițională, da, în care te cam căsătorești. E, omul ăsta vrea să beneficieze de această familie tradițională, dar fără acte. Înțelegeți ce vreau să spun? Fără să semneze absolut niciun fel de contract. Sau poate că este o persoană care în viitor, da, blocajul, ce blochează? Blochează credința asta, deci nu vrea să... Nu mai crede nimic omul ăsta, pur și simplu. Nu mai crede. Hai să văd aici. Ce mai cu familia asta tradițională? Ce nu-i convine? A plecat de undeva, vedeți, s-a îndepărtat din cauza gurii lumii, din cauza celor din jur, care tot timpul într-un conflict permanent în familie. Deci, practic, cred că persoana asta, tot ce a văzut în familia sa, a fost scandal, da? A fost competiție, oameni care se tot ciondăneau, care se certau și a preferat să plece, să iasă, să lase. De aceea nu mai crede, pentru că nu-i vindecat. Omul ăsta nu-i vindecat de ceva din trecut. O traumă pe care a avut-o în trecut, clar. Nu-i mai pasă acum, da? Nu-i mai pasă. De aceea vrea și ce vrea sau ce intenționează. Nouăle de monede. Nouăle de monede e singurătate, vedeți, este... burlacul. Aici este familia tradițională, iar aici este burlacul. Deci omul ăsta cam asta vrea. Vrea să fie singur, vrea să fie independent, vrea să-și vadă de treaba sa. Nouăle de monede, ia să vedem. Și asul de monede, da. Vrea să-și creeze propria stabilitate de unul singur. Vedeți, nu a apărut aici ca și cum ar vrea în viitor cu voi împreună, da, să faceți ceva, viitorul vostru comun. Să iasă, da măi, vrea să clădiți ceva, vrea să, uite, de la 9 de monede mai punem o monedă, facem 10 de monede, adică o familie, împreună, facem ceva împreună. Nu, omul ăsta ce vrea? Vrea singur să facă lucrurile. Vrea să le facă de unul singur, deci nu vrea să clădească alături de voi, ci vrea de unul singur să-și facă. E ca și cum omul ăsta vrea propria sa afacere, vrea să aibă banii săi, care să nu îi împartă cu voi sau să aibă vreo treabă cu voi, să nu-i pună la comun. Îi vrea pentru el. Vrea o stabilitate a sa. Se bazează doar pe sine. Ce dorințe are acolo cu asul ăla de spade? Ce dorințe ar avea? Nouăle de cupe. Să fie singurele cupe. Vedeți, egoism aici cu nouăle de cupe. Să trăiască bine, să aibă viață fericită, să o ducă bine. Dar nu este 10 de cupe unde îți dorești împreună cu ceilalți. 9 de cupe cam te bucuri tu de tine, da? Tu cu tine. Tu și bucuriile tale. Tu și mulțumirea asta... Să fie mulțumit. Dar în 9 de cupe există egoism, pentru că tu te gândești la tine. Mai dă-mi o carte acolo. Ia uite, 9 de bâte întors. Lasă un pic din... să depășească anumite obstacole, mai poate fi aici că vrea să depășească anumite obstacole. Lărgește un pic lațul, dar nu lasă spațiu, nu lasă spațiu prea mult, să știți. Hai să vă steaua, clarificăm și steaua. Regina de bâte. Ce ascunde? O regină de bâte și cavalerul de bâte. În unele cazuri să știți că mai ascunde pe cineva, posibil, da? Cavalerul de bâte e cuceritorul și văd că persoana asta se vede ca un rege de bâte. Da, regina de bâte, dacă sunteți în energia asta, probabil că sunteți voi. Sunteți voi și dacă sunteți voi în energia reginei de bâte, adică o femeie independentă, o femeie care știe ce vrea de la viață, o femeie care are pe vino încoace, atrăgătoare, sigură pe sine, vă descriu regina de bâte ca să știți cum arată. Dacă sunteți voi, sunteți voi. Dacă nu, înseamnă că e altcineva și asta ascunde, deci e partea care o ascunde. Femeia asta de obicei se descurcă singură, da, n-are nicio problemă în a se descurca singură, independentă la maxim, pisicoasă. Acum, na, nu poate avea chiar toate trăsăturile, dar vă gândiți așa cam dacă s-ar potrivi tiparului vostru. Foarte pasională, da, sigură pe sine. Și cu cavalerul ăsta de bâte aici, probabil că speră să cucerească această persoană.
Acum, dacă sunteți voi, probabil că e vorba de voi. Dar dacă este altcineva, dacă nu e energia voastră, nu sunteți voi așa, atunci, cu siguranță, este vorba de altcineva. Și asta ascunde faptul că vrea să cucerească această ființă, vrea să cucerească aici o regină de bâte, pentru că și el se simte un rege de bâte. Adică în energia asta de ușor arogant, cuceritor, puternic, da, curajos și tot așa. Și ăștia doi sunt, cumva, se potrivesc foarte bine. Sunt foarte atrași unul de celălalt. Deci dacă sunteți voi, este clar că vrea să reaprindă flacăra dintre voi doi. Datorită faptului că există o potrivire la nivel fizic între voi destul de mare. Dacă nu sunteți voi, e clar că vorbim de cu tot o altă persoană pe care o are aici în vizor, cum s-ar spune, da? Bun. Și șaptele de spade. Păi trebuia să nu apară șaptele de spade, să nu-l văd eu când apare regele de spade. Deci persoana asta își vede interesul. Nu știu cu cine aveți de-a face, dar persoana asta își vede interesul. Îi se pare că ceva nu-i corect. Ori el vă respinge, ori voi ați respins această persoană și se simte respins. Încearcă să-și vindece sufletul. E o persoană rănită, e ca și un câine din ăla rănit în acest moment. Vine dintr-o familie în care nu s-a simțit prea bine sau poate că dacă a fost o familie în trecut, lucrurile acolo au evoluat cumva într-un mod negativ și persoana asta ușor, ușor s-a retras, a încercat să iasă de acolo. În viitor, clar că nu... și-ar mai dori familia tradițională, deci ar mai dori să facă parte din această familie, dar fără responsabilități. Își urmărește interesul, clar aici, vedeți, pe cont propriu, vrea să facă totul pe cont propriu, vrea să fie mulțumit. Singurele cupe care apar sunt astea, nouăle astea de cupe. Ce înseamnă asta? Că persoana asta deja dezvoltă un fel de egoism aici, clar. Și cam aia e ideea. Hai să vedem mai departe un mesaj de aici și încheiem. Pentru voi. Da. Într-adevăr, este o conexiune specială între voi și această persoană, pentru că apare aici relație dintr-o viață anterioară sau poate că este cineva din trecutul vostru. Eliberează-te. Deci mesajul vine clar. Eliberează-te de această energie. Nu mai este pentru tine. Deci aici e clar că este vorba de o relație care nu vă să ducă nicăieri. Nu știu, acum depinde, dar ori este cineva din trecutul vostru, v-ați gândit la cineva din trecutul vostru care v-a respins la un moment dat și nu are rost să mai rămâneți blocați în energia asta. Eliberează-te. Este timpul pentru tine să iei controlul asupra vieții tale. Într-adevăr, este o conexiune specială, dar asta nu înseamnă că nu vei mai găsi și alte conexiuni speciale în viitor, pentru că știți cum e, suflete perechi, avem multe. Doar flacăra geamănă este una singură și aici nu văd legătură de flacără geamănă, ci mai repede tind să cred că este o relație karmică, da? Este o relație karmică de care tu trebuie să te eliberezi și cartea asta poate însemna o relație karmică, da? Că e o relație dintr-o altă viață, deci o karmă care a trebuit să se ardă între voi și această persoană. Bun, drăguților, cam atât am avut, eu v-am pupăcit și... multă dragoste, numai bine. Ciao, ciao!